Pentru a evita deplasarea la unitatea de primiri urgențe în timpul stării de urgență, râmnicenii au apelat la serviciile medicilor de la centrul de permanență din Ostroveni. Astfel, 454 de pacienți au mers la centru în condițiile de siguranță stabilite de autorități, respectiv în baza unei programări și cu respectarea distanțării în sala de așteptare, purtarea obligatorie a măștii de protecție și utilizarea dezinfectanților puși la dispoziție. Dintre cei 454 de pacienți, 63 au avut vârste sub 15 ani, 260 de persoane au beneficiat de tratamente sau pansamente, s-au eliberat 14 trimiteri în ambulatoriu și s-a solicitat intervenția ambulanței în 4 cazuri. Centrul este deservit de mai mulți medici de familie din Râmnicu-Vâlcea și este deschis în fiecare noapte începând cu ora 20, dar și în weekenduri începând de vinerea de la ora 20 până luni dimineața la ora 8.